Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de Raft. Da, hai să continuăm. Pes, de unde am rămas ultima dată, nici mai știu. Ok, deci aici rămăsesem ultima dată. Băi, e destul de greu. Ne descurcăm destul de greu, de fapt, înaintăm destul de greu. Dar, având în vedere, vă mai zic încă o dată că de-abia a început seria, eu zic să nu ne grăbim. Deoarece avem destul de mult timp. Hai să mâncăm și să bem. Mâncăm și bem de Revelion, băieții. Așa, hai să umplem paharele și să le punem aici. Hai să clasificăm chestiile cât de importante sunt. Adică ăsta nu e important și chiar nu e important deloc, adică trebuie să-l pun în chest. Chiar atât de neimportant este. Ce se aude? Aoleu. Am crezut că iară vine ăla să mănânce din asta. Ok, deci ce este neimportant? Astea sunt neimportante. Bă. Gata, mă. Liniște. Liniște. Așa, liniște. Mulțumesc. Ok, deci, ce nu am terminat până acum? Doamne, de ce nu mai avem nevoie? Cam de atât. Eu zic că sunt importante. Și de asta, că asta când vreau să distrug ceva, îl iau cu mine. Cam de atât, zic eu, nu? Ok, hai să pescuim. Da, mă, și o să încerc să filmez când, adică eu acum am destul de multe episoade programate pentru voi, deci nu prea am cum să le suprapun cu Ark Survival, dar când o să dispară, adică când o să se posteze, de fapt, când o să dispară niciun, când o să se posteze toate episoadele acelea, o să încep seria de Ark Survival. Deci mai aveți ceva de așteptat un pic. Ark Survival of the Fittest, adică este multiplayer și bine, tot și Ark Survival e multiplayer, dar eu zic multiplayer, adică supraviețuiești în pădure cu alții, chestii de genul. E ca un fel de survival games, numai că supraviețuiești în pădure. Și poți să faci și echipă, adică îți faci clan, cel mai probabil o să intru în ceva clanuri, pentru că nu vreau să pierd. Sau măcar dacă pierd, să nu pierd urât de tot, știți? Măcar să rămân în deadmatch. Până în deadmatch, știți? Aia contează. Hai să punem aici ce am prins. E și E. Și hai să mai pescuim. Zic eu. Pentru că oricum resursele sunt prinse. Aici, deci, nu este o problemă. Ok, și o să încercăm să omorâm acel lălălă. Dar deocamdată nu avem resursele necesare, așa că mai așteptați. Mai așteptăm, de fapt, că și eu trebuie să aștept până să luăm ori, nu? Ok, mă, luăm ceva teciuri. La un moment dat eram în pană de teciuri. Practic nu aveam nimic. Ia uite aici câte luăm acum. Mamma mia! Este pur și simplu foarte șmec. Stai, liniștit, frate, stai. Se aude ceva. Nu-i bine, se aude ceva. Unde este rechinul? Că doar delfinul e ăsta. Mamă, uite, se apropie foarte multe resurse. Deci, unde... Aia, ia uite la acolo. Ok. Hai să luăm teci. E teci pe aici? Da, uite teci acolo. Ai, l-am ratat, fac. Teci, hai! Băi, ia mă teciu, tu n-auzi? Așa. Ok, hai să bem apă. Și acum să luăm de aici apă. Opa, să luăm de aici apă. Și să o punem la făcut. Bă, ce se aude? Mi-e frică că iar o să ne distrugă, adică iar o să ne distrugă toată baza. Și nu este de bine, deloc nu este de bine, dacă ne distruge iară din bază. Nu înțeleg de cine dă de la carne asta, uscată, de pește, ne dă apă. Wow, câte lemne avem. Wow. Ok, deci acum am prea multe resurse, nici nu mai știu cum să craftez. Spear, use for defend your raft. Oh, baby! Nu ne mai distrugi tu fraiere acum! Ha-ha! Na-na! Ai mai vrea tu să ne distrugi, a? Hai, vii să ne distrugi? Oh, serios? Vii să distrugi? Hai, frate, să te văd. Ia uite-l, că vine să distrugă ea. Moi! Gata! Yay! L-am omorât? Nu, no, l-am omorât. Bine, băieții! Bine, mă! Na, am făcut și o spadă, da, să nu știu cum se numește exact. Bine, oricum, vă dați seama că vin și alți delfini, dar delfini, doamne, ce am cu delfini ăștia, bă, am rechini. Dar o să dăm defense, ai ce se aude? Ah, mersi. Hai să vedem ce mai putem să craftăm deocamdată. Nimic.
Deocamdată nimic n-ar fi useful. Ar fi asta, asta e a place supreme. Dar nu știu exact cum se folosește. Așa că... Ce s-a auzit? Ah, ok, salut. Salut, băieții. Bă, ne-ar mai trebui un chest. Asta este clar că ne-ar mai trebui. Aici, o să fac camera de chesturi undeva. Dar să fie aici, ca un fel de workspace. Mai pun un chest? Hai, să fie aici workspace-ul. Chest craft. Perfect. Bam! Unite! Perfect, frate! Bam, uite câte chestii avem aici, dar trebuie să fim foarte atenți, nu vine delfinul. Bă, sunt foarte, foarte obosit. E ora 9 și n-am dormit toată noaptea. Rechinul, mă scuzați. Să ne distrugă iară. Dar ceea ce vreau să fac aici este o mică chestiuță interesantă. Stați să vedeți. Bă, adevărat. Pac, pac. A, dar le avem aici, am ascunse, frate. Ia veniți voi aici, perfect. Să facem ceva de genul. Hai să mai construim, că avem 10, dar nu. Gata, vedeți? Yay! Și o să ieșim pe aici, nu? Sau ia stați un pic. Ba da, eu zic că e bine, așa că pot să sar pe aici, nu? Dar ce naiba, trebuie să fim așa de atenți. O să facem până aici, în capăt, până mai strângem și noi niște lemne. Dar deocamdată nu suntem chiar bine cu lemnele, așa că nu o să facem. Adică bine, suntem, adică avem lemne, dar să le folosim în scopuri caritabile, să zicem așa, nu să le aruncăm. Dar hai totuși să... A, heciurile mă refeream. Teciurile, să... Pardon. Astea nu le prea... Hai să zic, frate, că... Oricum facem rost de el după aia, deci... Da, hai să vedem. Pac, 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 pac. Ia uite-mă cât avem acum. Și mai vreau să fac un coșmecherie aici, stați un pic. Unde-i toporul? Uite-l aici. Pac, pac și... Perfect. Și acum, wall. Care este wall? Unde este wall? Wall window. Wall window, wall window, wall window. Perfect. Ia uite-le, mă, ce șmecher arată. Dar cred că atâta. Până aici. Da, ca să vedem așa în lateral și să fie pe barosoneală, nu? Ok. Ia uite aici, mă, butoiașul. Uite, luăm și teciuri foarte multe. Hai. Pac! Cum să nu? Da, începe să avansăm foarte mult la acest joc, adică cu ce am început și... A, nu, trimite, vă rog, nu, te... O să-și remove băiatul ăla. Ok, deci pentru chestia asta vă luați remove de pe Steam, fără supărare, dar chiar vă luați remove pentru chestia de genul, pentru că eu încerc să filmez și mă spamați cu mesaje, deci nu este de la voi, nu trebuie să opriți videoclipul să dați, pentru că nu este de la voi, este de la mine. Aparent, cineva nu are, adică nu are ce să facă. Ok, ar trebui să bem, nu să mâncăm. Deci, stai. Deci, pentru chestia, pentru chestii de astea, pentru spam de ăsta imens, chiar vă las stream-ul, stați un pic. Pentru că nu-mi place spam, pur și simplu, adică puteți să vorbiți și normal cu mine, dar știți că eu sunt foarte ocupat cu filmatul și cu astea, așa că nu prea stau eu pe Steam foarte mult să vorbesc. Stați, că nu mai știu ce vreau să fac, o venit tipul ăla. Eh, mă rog. Nu, frate, lasă-mă în pista, mătii. Lasă-mă, Ilie. Mi-a oprit futus morții, mătii. Mi-a oprit cronometru. Băi, cu aia așa ceva. Mi-a oprit cronometru. Doamne, ce vrei? Filmez. În... Măta. Filmez, măta. E bun, măcar o înțeles. Sper că o înțeles, așa. Bă, nu, nu pleca. Nu fugi. Nici să nu te gândești să pleci. Cuc. Răpădă. Urgent. Da, să fie urgent, mă doare în pula. Urăsc spam-ul ăsta. El a făcut spam, cred că. Pick up. Hai să bem. Bă, stai ce... Stai, frate, lemn. Îl vreau eu, pentru mine. Coi, ce dracu vrei? Nu răspund. Așa, spamează, să fie urgent, dar nu răspund. Hai să zicem. Ok, bă.
Ce s-a întâmplat? Băi, rechinul, dracu, că... Doamne, deci n-am fost atent și mi-a venit rechinul și mă... Hai că se repară. Uite, mi-a furat și toporul. Ah, bani, toporul e aici. Fundație. Fundație. Ok. Și acum, pac. Și chestul este... Ok, ciudat. Ah, mă rog. Unde este chestul ăla? E de la aici. Bam, yay! Bă, dar l-am pus fix, fix, frate. Nu o glumă. Bă, de cât din filon? De 10 minute, ok. Mă uit așa eu. Bă, dar mi-a distrus ăla tot să mor eu. Pune-mi creporile aici deocamdată. Hai să-mi adunăm ce am strâns. Bă, dar am strâns eu ca lumea, frate. Ok. Ce se aude? Hai mă să... Să distrugem rechinul acesta. Hai frate, ești mecher. Auci. Mănâncă ceva, frate. Eu zic să și bei ceva. Că nu face rău. Ok, și să le punem aici la cuc. Salut! Ok. Băi... Eu zic că e cam atâta cu acest episod, pentru că deja... Filmăm, cred că de vreo... 12 minute aproape. De 11.54, mă rog. Na, sper că v-a plăcut acest episod din Raft. Bă, o să încerc să continui și eu această serie cât mai mult posibil. Adică să vă placă și vouă, să îmi placă și mie jocul, dar oricum jocul mie îmi place, deci doar vouă să vă placă. Și da, mă, ne vedem data viitoare. Bye, bye!